Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Suntem împreună cu domnul profesor Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara și bine v-am găsit! Am reușit să vă aducem la microfonul acestei emisiuni. E destul de greu în ultima perioadă, pentru că a fost un început de an școlar destul de tumultos. Chiar și la nivel național, sindicatele sunt implicate în negocieri cu guvernul pe o creștere salarială. În același timp, sindicatele sunt parte în, să zicem așa, elaborarea unui nou act normativ pentru educație, o nouă lege a educației care este în negocieri de ceva vreme. Și despre aceste lucruri, dar și despre altele, vom vorbi în această seară, așa că telespectatorii, dacă au nelămuriri sau vor să vă adreseze, dacă n-au făcut-o la liderii de sindicat și vor să vă adreseze direct întrebări colegii noștri din școli, există numărul de SMS, așa că îi așteptăm să o facă și dumneavoastră o să răspundeți la întrebările respective, mai ales dacă, după cum văd eu, este alt SMS decât ăla de la emisiunea noastră. Nu mai duc eu până acolo foarte, foarte bine. Aș ruga... Până colegii din regie se lămuresc cu acel număr de SMS. Haideți să începem cu aceste negocieri care sunt privite foarte atent de toată lumea școlii, mai ales că, cel puțin la nivel declarativ, șeful executivului, chiar alți miniștri din guvern, au spus că vom merge cam în aceeași ritm de creșteri salariale, atât educația cât și sănătatea. Și la sănătate deja s-a făcut câte ceva în această direcție, adică a venit deja o ordonanță de urgență pe acest domeniu. Mai întâi să începem cu acel acord încheiat între sindicatele din învățământ și reprezentanții guvernului anul trecut, un acord care noi aveam prevăzut o creștere salarială de 5% în martie, 5% în septembrie, la fel majorare pentru personalul nedidactic în luna august, lucruri care s-au întâmplat. Bomba a explodat în luna august, atunci când s-au anunțat acele creșteri salariale la președintele țării, la reprezentanții guvernului, la demnitarii din guvern, triplarea indemnizațiilor, iar punctul culminant a fost atins în momentul în care domnul prim-ministru a promis o majorare cu 25% pentru personalul din sănătate. În astfel de condiții era normal ca și noi, sindicatele din învățământ, să solicităm o majorare a salariilor peste limitele acordului încheiat în toamna anului trecut cu ei. Ca o paranteză, un acord istoric de care se spunea că nu se va ține executivul, până la urmă, iată că este și meritul executivului, dar și a sindicatelor care au reușit să mențină acel acord în viață, că practic s-a îndeplinit mare parte din ce s-a prevăzut, deci, acolo. Termenele care au fost prevăzute au fost respectate, mai sunt câteva probleme, dar sunt probleme de ordin tehnic, care cred că până la sfârșitul anului vom reuși să le rezolvăm cu guvernul. Și revenind la negocierile care le avem cu reprezentanții guvernului pentru creșterile salariale din acest an, guvernul ne-a cerut o păsuire până pe data de 9-10 octombrie, când va ieși execuția bugetară pe primele 9 luni ale anului și vor ști ce bani au în buget și ce posibilități de finanțare au pentru perioada următoare și pentru anul următor. Dumnealor au venit în fața noastră cu o creștere salarială de 10% și pentru educație, începând cu luna noiembrie, o propunere pe care federațiile sindicale, deci FSLI-ul, Spiru Haret și Alma Mater, am respins-o în sensul că noi am solicitat o majorare cu 15% începând cu 1 octombrie. Acesta este mandatul pe care l-am dat domnului președinte Hăncescu, cu care să meargă la negocieri după data de 10 octombrie. Deci
faptul că avem pe 10 octombrie, în jurul datei de 10 octombrie, avem o veste de la guvern, asta înseamnă clar că octombrie este cam dus, în sensul că mai degrabă cu 1 noiembrie ar fi posibilă o mărire, că retroactivitatea știți cum e în domeniul ăsta. Într-adevăr, dar banii pentru luna octombrie se plătesc în noiembrie. Deci teoretic se poate. Teoretic se poate. Mai mult tot la salarizare la a cadrelor didactice, guvernul a făcut o promisiune, deci sau o altă opțiune privind creșterile salariale din învățământ. În mare parte draftul legii salarizării bugetarilor este definitivat. Acolo noi avem, pentru învățământ, avem o propunere de ca debutantul să pornească cu dublu salariului minim pe economie, iar la ieșirea din sistem cei peste 40 de ani vechime să aibă triplu debutantului. Guvernul intenționează, probabil și în funcție de resursele financiare care vor fi și pe care și le preconizează, intenționează ca această lege să o discute în Parlament în procedură de urgență, iar la 1 decembrie să o aplice, ceea ce în procent de 25%, adică creșterea salarială prevăzută de această lege a salarizării bugetare, să fie aplicabilă în procent de 25% cu 1 decembrie, urmând ca etapizat în 2 ani să ajungem la nivelul prevăzut de lege a salariilor. Deci undeva o medie de 70% creștere în cei 2 ani. O creștere de 70% în cei 2 ani. Și aici negocierile le purtăm ca segmentul, vedeți dumneavoastră, peste 40 de ani vechime în învățământ, la ora actuală sunt cam 2500 de cadre în România. Pe noi ne interesează ca segmentul cel mai mare, care este între 20-35 de ani, acest segment să se afle cu grila de salarizare cât mai aproape de acel procent maxim de al celor care au peste 40 de ani. De la 35 de ani încolo, creșterile salariale să fie cu pași mai mărunți, iar acolo unde este grosul, și să fim realiști, în această perioadă oamenii au nevoie și de salarii mai mari și puterea de muncă este mai mare în acest segment de vârstă. Da, și faptul că veniți cu această propunere din partea celei mai importante federații sindicale din educație, să nu uităm că FSLI-ul reprezintă undeva aproape de 70% din preuniversitari, deci din membrii de sindicat, înseamnă extrem de mult. Acum, pentru că tot vorbeam de aceste oferta guvernamentală și cerințele sindicatelor, se rezumă aceste cereri ale sindicatelor față de guvern doar pe parte salarială, strict pe lege? Sau, de fapt, noi mergem și în baza acelui acord care este în vigoare, de fapt, sindicatele cer și alte lucruri pentru școli, pentru perioada următoare. Adică mă refer în primul rând la investițiile care trebuie făcute din punctul de vedere al infrastructurii, multe altele. Deci, din ce am văzut de fiecare dată, dacă la alte sindicate din alte domenii se cantonează strict doar pe salarii, în momentul când sindicatele, și în cazul FSLI-ului, încheie un acord cu guvernul, sunt foarte multe puncte care nu au caracter salarial. Deci e vorba de investiții, de programe, de multe alte lucruri. Agenda de lucru a sindicatelor în ultima perioadă a fost foarte bogată, în sensul că s-au acumulat probleme ale sistemului de învățământ care de ani de zile se lasă așteptate să se modifice. Noi am solicitat în permanență modificarea programelor școlare, având în vedere că din ce în ce mai mulți copii nu pot ca să-și însușească conținutul programelor. De asemenea, relansarea investițiilor în
sectorul învățământ, a modernizarea unităților școlare. Încă mai sunt clădiri care nu sunt autorizate din punct de vedere sanitar, n-au autorizația de funcționare. Ori toate aceste clădiri sunt ale consiliilor locale. Aceste modernizări trebuie făcute de dumnealor. În plus, sunt celelalte probleme de ordin, de organizare și funcționarea învățământului. Avem solicitarea de a se organiza concursul pentru ocuparea funcțiilor de director în unitățile școlare, unde solicităm ca în mod deosebit cei care se prezintă la concursul pentru ocuparea funcției de director să aibă acordul Consiliului Profesoral al școlii, pentru că respectivul director se va întoarce în mijlocul lor. De asemenea, deocamdată în metodologia publicată este un proiect. Este un proiect în dezbatere publică. Nu este prevăzut acest lucru. Nu este prevăzut, este o problemă cu care, pe care vom veni noi. Apropo că ați adus vorba de acest subiect, cred că mai este un punct bun, în sensul că implicarea foarte mare ce se prefigura, acele propuneri de care se discutase, cu implicarea foarte multă a consiliilor locale și faptul că acel contract managerial pe un al directorului se face în primul rând pe parte de învățământ cu inspectorul general și apoi cu primăria administrativă, cred că este mai bine decât vechea variantă, depindeai doar de primar, deci cum era prevăzut în vechea legislație. Dar dumneavoastră vorbeați de aceste, de infrastructură și de toate celelalte în care depindem de consiliile locale. Ne puteți spune, se gândește ceva de acest gen? Pentru că la acest moment, apropo de școli, și să știți că și la această emisiune de foarte multe ori am avut semnalate, avem practic cam multe subordonări pentru lumea școlii. Deci, începem administrativ, orice școală se subordonează primăriei, ordonator principal de credite. Din punct de vedere al activității strict școlare, se subordonează inspectoratelor școlare. Din punctul de vedere al calității educației, se subordonează ARACIP-ului. Deci, practic, suntem, și asta nu înseamnă că școlile au progresat, să spunem, în acești ani, deși, iată, este o triplă subordonare. Da, fiecare așa este și fiecare încearcă să-și impună punctul de vedere asupra școlii. Partea administrativă, deci primăriile cu problemele lor, directorul trebuie să respecte deciziile Consiliului Local, pe partea cealaltă vine inspectoratul școlar cu problemele care vin dinspre Ministerul Educației și mai vine și ARACIP-ul cu cele 60 de comisii care trebuie să funcționeze în fiecare școală. Aici sunt câteva propuneri ale sindicatelor și anume, și avem acceptul Ministerului Finanțelor, plata salariilor să nu se mai facă prin consiliile locale și să vină banii direct de la Ministerul Educației la inspectoratele școlare și după aceea la școli. Să nu mai avem probleme că nu și-au profesorii banii pentru că nu s-a ținut ședință de consiliu local. N-au fost de acord să voteze rectificarea bugetului sau alte... Da, e război primarul cu consilierii pe alte teme și suferă școala. Și intră școala, că nu vor să se întrunească, să participe la consilii, nu întrunesc forumul pentru a discuta. Pe partea cealaltă, în ceea ce privește bătălia cu ARACIP-ul sau subordonarea cu ARACIP-ul, s-a discutat la o întâlnire de dialog social cu federațiile și cu ministerul, s-a ajuns la 9 comisii care să funcționeze, să rămână în învățământ. Ce mai trebuie? Trebuie modificat regulamentul de organizare și funcționare. Cel care a fost adoptat în decembrie 2014, da. Da, acela trebuie modificat și să rămână acele comisii care sunt strict necesare să funcționeze.
Aceste modificări le vom avea în cursul acestui an școlar legiferate? Cred că le vom avea până la sfârșitul anului calendaristic al anului 2015. Da, iată o știre foarte importantă pentru lumea școlii. Da. Și dacă tot suntem la capitolul noutăți, mai avem o promisiune a guvernului ca întreaga sumă pe care o datorează statul sau guvernul cadrelor didactice pe sentințele judecătorești pe 221 și 330 până la sfârșitul anului acesta să cadrele didactice să primească întreaga sumă. Da, putem să punem exclusiv pe ecran pentru că iată ia o nouă știre în exclusivitate. Deci toate sumele care mai întreaga sunt sumă, de plătit cât mare în învățământ pe diverse hotărâri acestea pe baza legii 221 și 330. Dacă mai sunt și alte, dobândă. Da, mai sunt și alte, da. La dobândă sunt câteva probleme care nu mai se bat cap în cap. Mai sunt și pe dobândă, cred că mai sunt procese, dar nu știu dacă și sentințe pe concediu... Pe al 13-lea salariu. Nu, acela e un proces care s-a pierdut, deci s-a încercat, dar s-a pierdut cei care au inițiat acest proces iată, și se pierde. Deci pentru lumea școlii, da. Pentru că ele nu se cunosc în foarte multe locuri, pentru că mai e o problemă în învățământul gorjean și acum o să vă întreb și de ce se prefigurează momente mai puțin fericite, vorbind de acel ordin care s-a amânat deocamdată, dar care ne ridică probleme. Pentru că ne anunțați, apropo de informare, în foarte multe locuri din județ se funcționează în școli mai micuțe cu legăturile cu, să zicem, cu liderii sau astea devin destul de grele sau se fac la o anumită perioadă, inclusiv cu inspectoratul e aceeași problemă, deci comunicarea poate se face mai repede prin intermediul televiziunii decât prin intermediul... Mă bucur dacă ceea ce spun acum colegilor să le este de folos. Da, vreau să vă spun că deja au început să vină mesaje și asta e foarte bine. O să vi le citesc puțin mai târziu. Vis-a-vis de plata acestor drepturi salariale pe sentințe. Se cere și ca unitățile școlare să-și facă calculele foarte bine. Ministerul Finanțelor a fost de acord sau a acceptat un program înaintat de FSLI de calcul al acestor sentințe în care se introduce suma fiecărui profesor, câți bani a primit până acum, cât mai are de luat. Acest program probabil în cel mai scurt timp va fi trimis către școli și atunci chiar se va ști exact fiecare profesor cât mai are de luat. Că mai sunt situații în care unii profesori nu am semnalmente din județul Gorj, dar în țară au fost în care directori și contabili și-au luat întreaga sumă care o aveau pe sentință, ceilalți urmând să stea la rând conform eșalonărilor făcute de guvern. Bine, au fost mici restanțe în sensul că știți, s-au plătit mai greu unele tranșe cu o lună întârziere, dar bănuiesc că în Gorj nu sunt alte probleme de cum le-a semnalat. Au mai fost și aici probleme de alimentare a conturilor, de deschidere a finanțărilor pentru aceste tranșe de pe sentințele judecătorești. Sperăm să se ajungă în această lună să se încheie și cu cea de-a treia tranșă, urmând ca după aceea să rezolvăm întreaga sumă. Domnule președinte, în momentul când anunțam pe Facebook prezența dumneavoastră la această emisiune, deci au fost trei mesaje, toate trei venite din lumea școlii, doi colegi și cunosc, celălalt probabil tot din lumea școlii, dar nu cunosc numele, care îmi semnalau aceeași problemă. Ce facem cu ordinul 4995, cred că este, care se prefigura, el e din august sau în iulie, dar care trebuia să se aplice de la 1 octombrie, prin care se schimbau condițiile pentru salarizarea atât a personalului administrativ, cât și pentru, chiar și pe directorii de școli îi afecta, în funcție de numărul de elevi, se reduceau acele emuri și toate celelalte. Deocamdată a fost amânat până la 1 ianuarie. Se aplică de la 1 ianuarie, pentru că asta ar presupune în tot județul, cel puțin Gorjul,
este extrem de afectat, o situație așa luată, o investigație de-a mea, spunând că vor fi afectate undeva peste jumătate dintre localitățile din Gorj. Mă refer la sporurile acelea pentru contabil șef, secretar șef. Unele școli care au acum normă întreagă la secretar sau la contabil, practic ar rămâne cu 0,25, deci foarte puțin. Și vedeți, situațiile sunt din ce în ce mai multe. Dumneavoastră spuneați chiar că se vor face și alte lucruri, se va lucra. Cu un sfert de normă e foarte greu să poți să mai acoperi o școală, dacă ea trebuie să funcționeze în continuare. Istoria acestui ordin este veche. De undeva din primăvară, dacă țineți minte, a fost trimis în școli. După care, dar trebuie să specific și colegii să înțeleagă substratul. A fost trimis în școli în moment, nu, a fost pus mai mult în dezbatere publică sau o chestie de genul ăsta, când ministrul educației era plecat din țară. Și ne aducem aminte, când a fost întrebat ce se întâmplă, dumnealui nu știa nimic, s-a retras din unități, din teritoriu. Da, ministrul nu l-a recunoscut. Nu știa, da, nu l-a recunoscut, că nu are cunoștință de el. După aceea, 19 august, acest ordin i-a fost băgat la semnat, iar el a apărut în data de 12 septembrie. Da, practic în debutul. Când domnul ministru era plecat din țară. Foarte interesant, asta chiar nu... Iar la presiunea, deci în momentul în care a apărut acest ordin, și e normal că ne-am confruntat toată lumea școlii, deci în special personalul administrativ și conducerile școlii, când au văzut despre ce este vorba, ne-au întrebat, noi știm ceva de el? Și în discuțiile avute cu reprezentanții ministerului care erau în țară, a spus, domne, este ordin semnat de domnul ministru. Sunt convins că domnul ministru nu l-a citit sau nu a avut idee despre ce scrie în acel ordin. La fel în videoconferința care am avut-o în data de 13 duminica, da. Da, înainte de începerea anului înainte școlar, de începerea da. Anului școlar. Iar la fel, doamna preoteasa nu știa ce presupune acel ordin și în, la semnalul și la discuțiile care le-am avut, deci reprezentanții sindicatelor, de data aceasta forța sindicatelor s-a văzut, iar domnul Șalaru a transmis la monitorul oficial că retrag ordinul și să nu-l mai publice. Iar ordinul n-a mai fost publicat și practic a fost retras. Ce este rău, pentru că deși inspectoratele școlare au primit acest ordin, l-au trimis în școli, dar n-au mai revenit că nu se mai pune în aplicare de la 1 octombrie și rămâne de discutat, de negociat cu sindicatele. Domnul ministru și domnul Păunică și ceilalți care au emis acest ordin sau l-au conceput, asigurau pe toată lumea că nimeni nu va pleca acasă, nimeni nu își va pierde locul de muncă, vor fi redistribuiri. Nu, acel ordin, dacă prevedea într-adevăr anumite reduceri a indemnizațiilor de conducere, atât la directori, cât și la contabili, la secretarii șefi, totuși crea anumite nemulțumiri sau nu nemulțumiri, nu erau normale. Nu putea un director de școală să aibă același semn de conducere cu un inspector. Era un procent. Inspectorul avea 30%, directorul 29%. Un director de școală generală care avea același număr cu un liceu, dar acel liceu avea și un internat, avea și o cantină, avea același șem de conducere. Iar la fel, nu le pot spune una lângă alta sau o școală generală, una lângă alta, iar la fel. Da, era acele... Da, există și acum discrepanțe în sensul că o școală cu, să zicem, până în 300 de elevi e... Încă avem cazuri în care are acel șef cu una care, să zicem, cu un liceu care are 2000 de elevi sau cât mai sunt în zona Mătăsari, Turceni și alții la o școală. Asta pe este de altă, da, pe de altă parte, cum să vă spun,
greu de crezut la nivelul unei instituții ca Ministerul Educației, în care ministrul să fie un fel de bolovan pe murături și de două ori să-i bage ăsta pe ordinul pe sunas. Da, deci ar fi trebuit să auzim că cineva de la Ministerul Educației, mai ales după a doua gafă, că prima, să zicem că au spus că e de pe vremea vechiului ministru și așa era, deci era un ordin elaborat la ordinul fostului ministru, Pricope sau cel care a fost înainte. Pricopie, da. Dar de data aceasta, faptul că el a fost trimis în școli, un vinovat trebuia să existe. N-a existat nimeni. Deci pe undeva sunt semnale, iar declarația ministrului, că de asta vă întreb și lumea școlii este îngrijorată și dumneavoastră aveți rolul de a și liniști lucrurile, iată, pentru că tot nu a fost retras ordinul din școli, este că se va aplica. Deci declarația în videoconferință așa a fost și preluată chiar de site-ul oficial al Ministerului Educației, că ordinul este doar amânat. Este amânat de la 1 octombrie la 1 ianuarie. Da, dar nu sub forma aceasta care a fost trimisă. Deci foarte aceasta important. Se va rediscuta și se va analiza de la caz la caz. Sunt posturi unice prin care nu poți să privezi școala respectivă. Nu poți să dai afară un pedagog, deci nu se încadrează în acel procent cu personalul administrativ sau personalul didactic auxiliar. Ce fac? Am un pedagog, am bibliotecar, am laborant, am secretar, am contabil pe care îi dau afară, că nu mă încadrez cu ei. Am administrator de școală pe care îi dau afară, că trebuie să reduc. Da, păi vă dau un simplu și exemplu. Sunt posturi unice care nu... Da, sunt comun în județul Gorj școli, care unică pe comun, la comunele mai mici, care există un post de contabil pe două școli, pe două comune. Da. Sau de secretar la fel, sau ceva de genul ăsta. Pe numărul de copii, cum aplică ordinul, ar avea 0,25. Deci un sfert de normă la școala respectivă. Deci vă dați seama că omul ăla să-și facă normă întreagă a trebuit să meargă la patru școli. Sau patru copii. Deci practic e imposibil de aplicat în forma asta. Da, și mai au acolo iar la fel. Deci ei pun problema reducerii posturilor în contabilitate, iar peste tot pe unde se duce Curtea de Conturi, pun problema celor că nu au voie cei care întocmesc documentele contabile sau ordinele de plată să-și pună și viza de control preventiv și că ar trebui celălalt. Ori noi dacă facem sferturi de contabili, cine va trebui să pună această viză? Deci aici trebuie modificată și legea contabilității, care presupune acest lucru, că trebuie o altă persoană. Da, să nu fie aceeași persoană. Deci sunt probleme care noi ne confruntăm, noi le știm, încercăm, le discutăm la nivel național cu liderii noștri și dumnealor mai departe, cu organele de resort, la Ministerul Finanțelor, dar până când se transpun și vedeți, tocmai aceasta ne dă forța ca să oprim. Dom'le, stai că aici nu este bine și nu poți să faci. Deci ei le aruncă pe piață, doar nu s-o prinde lumea sau lasă-i că... Da, sindicatele joacă și un rol de a pondera mișcările guvernului, mai ales acestea care nu sunt foarte gândite. Pe de altă parte, și aici cred că e cumva corect, noi avem și județul nostru, dar și în țară, sunt mii de contabili șefi care n-au în subordine nimic. Ca să fii șef în mod normal sau secretar șef, ar trebui să mai existe măcar un om. Da, deși aici iar problema legislativă. Deci, problema legislativă și problema iar la fel, cineva a vrut să-și apere oamenii din subordine, cineva din minister, nu domne, e contabil șef, un contabil șef la două școli sau la trei, dar nu, la două, n-am auzit să fie la trei școli și i-a dat acel lemn de conducere care a ajuns până la 40% în condițiile în care un director de școală are 30-35, iar contabilii care cu vechime depășeau un director care purta toată răspunderea atât pentru procesul didactic cât și pentru procesul administrativ. Da, deci sunt lucruri de rezolvat. Probabil că acel ordin nu va fi valabil nici la întâia noastră, oricum va suferi schimbări. Va suferi modificări pentru că nu se poate școala să funcționeze fără aceste persoane. Sau tot acel ordin ne dădea un îngrijitor la 65 de copii.
Păi dar nu se poate așa ceva. Gândiți-vă în învățământul preșcolar, unde este un îngrijitor la două grupe de copii acum. Deci dacă îi mai adauge acolo și așa sunt foarte puțini. Iar personalul nedidactic a fost normat sau când a fost angajat pe suprafața pe care o are de măturat, pe care o are de îngrijit. Pe aceste norme nimeni nu le-a mai luat în calcul niciodată. Haideți să normăm munca, cât trebuie un îngrijitor, ce suprafață are în îngrijire, îngrijitorul ăla de la grădiniță. Stai un pic că sunt grădinițe cu 15 copii în grupă, sunt grădinițe cu 30 de copii sau 35. Mult, da. Exact. Deci, aici la fel ca și cu regulamentul acela pentru sporuri, care se lasă așteptat. Sunt școli în care primesc cadrele acel spor de calculator pentru condiții vătămătoare, iar în alte școli nu-l primesc pentru că la data în care s-a publicat ordinul acela, nu beneficiau de acest spor. Și unii primesc, unii nu primesc. Apropo, îmi semnala un telespectator să vă întreb de o contradicție, în sensul că Edu Salu operează pentru hotărârile judecătorești care se încasează acum, operează cu procentul redus cu 5% de CASE după ce s-a întâmplat anul trecut, reducerea de la guvern. Curtea de conturi însă are altă părere, în sensul că ar trebui aplicată vechea legislație pentru banii pe hotărârile din urmă. Deci nu se corelează edusarea până la urmă școlile, nu pot să facă aceea, e un program național de calcul și n-au ce să facă, bagă doar datele, practic edusarul stabilește ce și cum. Dar vinovat este școala nu știu care din județul Gorj, nu mi se pare în regulă. Deci, așa cum ai discutat în vis-a-vis cu viza de control preventiv, la fel și Curtea de Conturi vine aici, se bat cap în cap legislația noastră cu ordonanțele după care controlează dumnealor. Cert este că a modifica sau de a reface aceste procente, 15-19%, impune un volum de muncă foarte mare și, în primul rând, trebuie modificat în programul edusal de la momentul respectiv, reluate toate statele de plată, absolut toate. Nu știu dacă se va putea realiza o corelare sau nu. Vorbeam la începutul emisiunii despre faptul că reprezentanții federației pe care o reprezentanți, Federația Sindicatului Liber din Învățământ, au participat și fac parte din acea comisie sau, nu știu, comisie paritară sau de dialog social, care negociază pe noua legislație. Deci e un proiect de lege care e în dezbatere, s-au mai modificat diverse lucruri, sunt altele în dezbatere, există din nou, așa cum e cu ordinul ăsta, am vorbit puțin mai devreme de el, că se dă treaptă, că sunt diverse lucruri, sunt diverse propuneri la acest moment. Care este stadiul negocierilor și când am putea avea, dacă știți la acest moment sau anticipați, când am putea avea un nou act legislativ, o nouă lege a educației? Că până la urmă se pare că va fi vorba de o nouă lege, nu de modificarea celei actuale. Aici negocierile noastre cu Ministerul pentru o nouă lege a educației datează de la începutul guvernării acesteia. Deci, practic, în permanență am solicitat modificarea acestei legi, care, la urma urmei, a fost contestată de cei care se află acum la guvernare când a impus-o guvernul Boc. Stadiile sunt avansate. Noi am avut o întrunire liderii sindicatelor județene și am stabilit anumite direcții pe care trebuie să le susținem în acest proiect al legii educației. La ora actuală nu pot ca să dau detalii, nu am intrat în posesia stadiului negocierilor și discuțiilor care sunt. Cert este că
nu se lupta care se dă la structura ciclurilor de învățământ 5 5 3 5 4 2 3 4, deci aici este că nu poți ca să organizezi, dai învățământ obligatoriu de 10 ani, nu poți să bagi admitere la clasa 9 la mijlocul ciclului de învățământ, în interiorul unui ciclu de învățământ. Părerile sunt împărțite și încă se lucrează. Da, era și un mesaj pe tema asta și chiar vi-l citesc. Domnule președinte, ce se întâmplă cu clasa pregătitoare? Este trecută la grădiniță? Vom avea clasa 1 de la 6 ani sau pregătitoarea rămâne de la 6 ani? Nu, cred că va rămâne, nici nu s-a pus problema a trecerii clasei pregătitoare să treacă înapoi la grădiniță. Va rămâne în ciclu primar. Ok, era o întrebare și mai avem una tot legată de lege. Spune așa, sunt din Motru, aș vrea să-l întreb pe domnul președinte dacă în noua legislație se va avea în vedere și situația noastră din orașe, în sensul că nu primim bani de navetă, deși noi facem naveta la 40-50 de kilometri. La ora actuală există o lege care prevede foarte clar acolo unde, deci școala este obligată să deconteze naveta cadrelor didactice de la reședință, deci de unde își are reședința, nu de unde își are proprietate. Că poate ca să am reședința într-un loc și să mai am o proprietate în altă parte. Și eu nu stau acolo, eu stau aici. Deci chiar dacă sunt cadre didactice, știu că este și situația Târgu Jiului, sunt mulți profesori din Târgu Jiu care nu beneficiază de contarea navetei și probabil și la Motru. A apărut o nouă, deci, și cred că colegii sau ar trebui să-i întrebe pe liderii de sindicat, că noi sistemul de informare este către liderii de sindicat și chiar unii lideri au adresa de e-mail la școlilor. Am transmis noua metodologie privind decontarea navetei cadrelor didactice care se aplică de la 1 septembrie. Și acum mai mult de atât noi nu putem face decât, deci au legea la îndemână, trebuie să îndeplinească pașii care sunt prevăzuți acolo. Adică la sfârșitul lunii respective, depune documentele justificative, face cereri către conducerea școlii, școala e obligată să analizeze în Consiliul de Administrație cererea cadrului didactic, să solicite Consiliul Local de contarea navetei. Și în situația în care nu primesc banii, face obiectul unei trimiteri în judecată, o acțiune în instanță care întotdeauna, deci toate cadrele didactice care au ajuns în această formă extremă și-au recuperat banii. E de neînțeles de ce consiliile locale așteaptă neapărat acea sentință judecătorească să le dea banii, că în final și de atunci sumele sunt mult mai mari. Vă întreabă cineva ce se întâmplă cu posturile din învățământ, pentru că de foarte multe ori directorii ascund posturile, le dau după 1 septembrie, fără concurs, la pile, de la primarilor. Eu am mai venit cu rugăminte la colegii noștri. Există o metodologie de mișcare a personalului didactic. În cadrul acelei metodologii sunt multe lucruri care se bat cap în cap, lucruri care permit directorilor ca să mai țină aceste posturi ascunse sau ore și le aduc la începutul anului școlar și cei care obțin note mari la titularizare, în prima fază își iau posturile care consideră, care le convin, iar pe final, în luna septembrie, aceste ore care apar aduse de către directori sunt împărțite celor care iau note mai mici, peste 5 sau chiar 7, dar cel care a luat 9 ia un post la suplinire imediat, un post pe care nu se va putea titulariza. Da,
O altă întrebare, cred că este ceva teoretic și se referă și la un caz de presă, chiar dacă dar îl discutăm din punct de vedere teoretic, vă spune așa. Domnule președinte, dacă o persoană, cadru didactic, a împlinit vârsta de pensionare, iar în cursul anului școlar, atunci când a fost calendarul, nu s-a votat prelungirea activității în Consiliul de Administrație, de ce mai vine persoana respectivă la școală? În ce bază legală vine să ne streseze activitatea? În mod normal, cadrul didactic, dacă după când a îndeplinit vârsta de pensionare, se pare că da, deci are dreptul să solicite continuarea activității peste această timp vârstă. Timp de 3 ani, da. Timp de 3 ani. Dacă a făcut cerere, deci conducerea școlii nu ia decât act, deci nu mai trebuie ca să aprobe menținerea în activitate sau nu. Ia act că persoana respectivă, profesorul respectiv rămâne în continuare. Deci nu mai aprobă Consiliul de Administrație? Nu aprobă Consiliul, ia act de cererea profesorului că vrea să rămână în continuare în învățământ. Dacă nu are acea cerere făcută, după 1 septembrie, dumnealui nu poate să vină în școală decât la plata cu ora, pe fracțiuni de normă sau dacă nu s-a găsit postul ocupat. Spune aici că nu i-a... stați că a intrat un apel și nu mai văd mesajul. Spune că Consiliul de Administrație a refuzat prelungirea activității peste limita legală de vârstă. Deci înseamnă că totuși a existat un Consiliu de Administrație care să ia în discuție chestia asta. Deci Consiliul de Administrație nu aprobă. Deci nu aprobă să rămână în activitate. Deci decât dacă există. Deci poate ca să nu ia aprobe dacă există restrângere de activitate pe disciplina respectivă. Atunci e normal, nu ia aprobă. Dar dacă nu există restrângere de activitate, rămâne titular în continuare peste limita de vârstă. Și începusem anterior, avem solicitarea la toți cei tineri, toți cei care sau participă la această mișcare a personalului, toate problemele cu care s-au confruntat, să ni le trimită pe o adresă de e-mail la Uniunea Sindicatelor, pe USLI Gorj, să venim cu propuneri de modificare. De exemplu, au fost acele probleme cu definitivat un învățământ. Deci nimeni nu vine cu propunerea, domne, acel 8 este prea mare, nu, este greu de obținut. De ce nu se... înainte era nota 7 ca să... A fost și 6 într-o perioadă, da. Da, deci ca să intri... Sau intri în sistem cu nota 7, dar ești obligat ca la definitivat să iei 8. Și după un an de zile de practică. Să nu uităm, noi când am intrat în sistem definitivatul, aveam dreptul să-l dăm după 3 ani. Acum s-a redus și acest stadiu, dar și nota s-a mărit. Cred că era bine invers. Da, sunt multe nemulțumiri și multe propuneri care ar trebui făcute. Da, sau iar la fel, își pierd dacă un profesor are continuitate. Deci a intrat anul trecut, cu medie de anul trecut, are continuitate pentru anul acesta, dar nu și-a luat definitivatul și el anul trecut a luat postul cu 9, nu a luat definitivatul anul acesta, nu mai beneficiază de continuitate și ia postul unul care poate a luat 6 sau 5 în anul acesta. Ceea ce nu este în regulă. Și ăla cu 9 pleacă, vine ăsta la altul cu 5 de anul ăsta. Da, sunt multe probleme, nu le putem parcurge pe toate într-o emisiune. Am ajuns la finalul emisiunii. Înainte de a încheia, mai avem o solicitare și ni s-a admis de către și domnul prim-ministru, a fost de acord și reprezentanții guvernului, cadrele didactice să aibă statut de autoritate publică, să poată fi protejați de toți huliganii, de atitudinea părinților, a elevilor față de cadrele didactice. Sau altor persoane. Sau care altor vin persoane în incinta școlii, să fim protejați și noi de foarte aceste... important și probabil asta și datorită contribuției sindicatelor. Sindicatele au cerut, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ. Cu promisiunea că reveniți la o altă emisiune să dezbatem în continuare. Iată, da, sunt foarte multe agenda v-am spus, este bogată
în această perioadă. Sperăm să și rezolvăm. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Dragi telespectatori, a fost domnul Constantin Huică, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământ Gorj. Mulțumim pentru atenție. La revedere!